Duminica trecută a fost marcată de un nou protest de amploare organizat de Mișcarea pentru Popor. Oamenii s-au adunat în centrul capitalei pentru a cere autorităților să achite integral facturile populației din perioada de iarnă pentru gaz, electricitate și căldură. Potrivit organizatorilor, la manifestația paștenică urmau să participe 70.000 de oameni, dar mulți dintre ei au fost opriți din drum și nu au reușit să ajungă la Chișinău. De la primele ore ale dimineții, zeci de mijloace de transport pline cu oameni din diferite regiuni ale țării au fost oprite de polițiști și împiedicate să se deplaseze spre Chișinău. Între timp, în capitală, mii de oameni s-au adunat în fața Universității de Medicină și au mărșăluit în coloană până la Parlament. Iar mitingul pașnic a avut loc la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Bănulescu-Bodoni. Unii participanți au venit cu icoane pentru a se ruga lui Dumnezeu pentru pace și bunăstare. Alții au luat cu ei pancarte cu imaginea înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, precum și al lui Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, care în contextul recentelor proteste din Georgia a subliniat că dreptul oamenilor de a protesta este universal și trebuie respectat. Totodată, unii participanți la meeting au venit cu cratițe goale pentru a transmite autorităților că nu au ce mânca din cauza scumpirilor fără precedent și a facturilor mari. Vrem să spunem tuturor, cei care vin și protestează aici în Chișinău, sunt poporul Republicii Moldova. Noi nu suntem împotriva Uniunii Europene. Noi nu suntem împotriva Statelor Unite. Noi nu suntem împotriva României. Noi nu suntem împotriva Rusiei. Noi suntem pentru Republica Moldova. Moldova! Moldova! Sute de mii de semnături deja am reușit să strângem cu toții împreună cu Mișcarea pentru Popor. De asta se tem ei. Ei cred că dacă pun dunăii lor prin satele noastre, sectoriștii, polițiștii, securiștii, procurorii, și toți ceilalți care intimidează astăzi cetățeanul Republicii Moldova pentru a nu veni aici în Chișinău și pentru a nu protesta pașnic, au utilizat toate metodele barbare împotriva propriului popor. Manipulează folosind Poliția Națională cu situația din țară. Ei sunt primii care destabilizează și aruncă în aer democrația din Republica Moldova. Mai mulți cetățeni s-au plâns că au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce polițiștii i-au bruscat și lovit. Printre victime a fost și deputatul partidului Șor, Marina Tauber. Cernăuțanu, șeful IGP, m-a lovit pe mine, pe deputat în Parlament. Luni noi o să depunem toate plângerile respective în toate instituțiile statului ca acest hoț și bandit, sluga Maii Sandu, să răspundă și să stea la pușcărie. Jos Cernăuțanu! Jos Cernăuțanu! Jos Cernăuțanu! Jos Cernăuțanu! Jos Cernăuțanu! Protestatarii i-au amintit șefului poliției Viorel Cernăuțanu ce soartă a avut fostul procuror Robu, fostul ministru al justiției Litvinenko, fostul premier Gavrilița, care potrivit lor au fost aruncați la groapa de gunoi a istoriei. Această guvernare ne-a încălcat și ne încalcă toate drepturile noastre constituționale, drepturile universale, dreptul la liberă exprimare, dreptul la întrunire. După cum știți, eu știu câțiva colegi, am stat închiși, hăituit de această guvernare la penitenciarul numărul 13. Dar și de acolo vă susțineam, fiindcă știm că calea noastră este una corectă. Tot ce facem este doar pentru cetățenii acestei țări, pentru noi, pentru părinții noștri, pentru frații noștri, pentru cei care am rămas și ne dorim să rămânem acasă. Și primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, a menționat că mii de oameni care au vrut să protesteze pașnic și legal au fost persecutați și intimidați. Noi vedem că facturile nu sunt anchitate de 3 săptămâni, măcar că le-am cerut guvernanților să le achite.
ci este dreptul nostru, fiindcă toate creditele care s-au luat pe Republica Moldova, adică pe fiecare cetățean din această republică, chiar și nou născut. Și noi înțelegem că anul trecut au luat circa 1 miliard de euro. Anul acesta vedem că li s-a dat deja 250 de milioane de euro. Vedem că se duc tratativii cu fondul monetar, 800 de milioane de euro. Atunci întrebăm, ce se face cu acest ban? Unde pleacă el? Protestatarii au cerut autorităților să nu atragă țara în război și să achite facturile la utilități pentru lunile de iarnă. Am 72 de ani, am lucrat în Rusia și am venit în Moldova. M-am ocupat de afaceri o perioadă de timp. Nu am adunat actele și acum primesc o pensie de 1000 de lei. Din această pensie trăiesc. Sunt din Ivancea, nu am lemne de foc. Am stat jumătate de an în rând și nu mi-au dat niciun lemn de foc. Eu am venit din cauza la protest, din cauza la Maia Sandu. Că ei de la 1 ianuarie le-au mărit salariul la gașca ei și ei. Dar la lumii care mușește la stat din noapte în noapte, nici o capică de un aș bate joc de lume. Vreau să se facă dreptate, dreptate în toate. Nu există dreptate în țara noastră. Legile nu funcționează pentru oameni. Își bat joc de Constituție. Constituția izurodovană. În cadrul protestului a fost aprobată o rezoluție prin care guvernării îi se cere să achite integral facturile cetățenilor pentru cele 3 luni de iarnă. Reprezentanții Mișcării pentru Popor așteaptă un răspuns din partea autorităților în decurs de 24 de ore. În cazul în care nu vor răspunde la această revendicare până luni, la ora 13, în rezoluție se spune că poporul își rezervă dreptul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a obliga conducerea țării să respecte voința poporului.